Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre protestul organizat de partidele extraparlamentare pe parcursul zilei de ieri. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Bine m-am găsit. Și Corneliu Ciurea, analist politic. Bine ați venit, domnule Ciurea. Bună seara. Domnule Lebedinski, cum poate fi descifrat evenimentul de ieri organizat de către cele trei partide extraparlamentare? Apropo, în calitate de jurnalist, până a ascultat și punctul dumneavoastră de vedere, vreau să informez telespectatorii că la această emisiune au fost invitați și organizatorii evenimentului de ieri, reprezentanții celor trei partide, însă cu părere de rău niciunul nu a dat curs invitației noastre. Domnule Lebedinski, ziceam, cum ar trebui să vedem evenimentul de ieri? Campania electorală a început. De fapt, sunt partide politici care au avut o vacanță destul de îndelungată, după părerea mea, și acum s-a început o campanie electorală, a început lucru cu electoratul, a început lucru pentru PR, de ce și am văzut și unele dezordini în masă. Lumea se pregătește, adică ei încearcă să-și pregătească, să-și atragă în primul rând de partea sa mai mult electorat, deci și încearcă să se facă pe toți dușmani, dar ei sunt cei mai buni. E lucru politic, nimic altceva. Revendicările care au fost înaintate de ei, cum vi s-au părut? Au substrat consistent sau sunt niște declarații așa care... Ei încearcă să placă lumii, încearcă să placă unui spectru de persoane care cât de cât ei consider că au aceleși poziții și bat pe aceste dureri care tot ei și le-au dezvoltat într-o parte din populație. Domnule Cerea. Eu aș avea alte cerințe, dar domnule Cerea, dreptul lor. Acces la televiziunea publică, revederea sistemului mixt sau mai bine zis anularea, sunt doar câteva dintre revendicările care au fost rostite pe parcursul zilei de ieri. Da, astea au fost cele mai importante. Da. Și protestul în fața televiziunii publice. Televiziunii publice a fost o încercare de a semnala populației că dreapta se află într-o dificultate din punctul de vedere al promovării propriei imagini. Aici sunt de acord că aflându-se în plină campanie electorală, ei au nevoie de canale prin intermediul cărora să-și promoveze imaginea și în același timp profită de această luptă pentru a-și face o imagine mai bună. Putem să analizăm această revendicare cu privire la apariția opoziției la Moldova 1. Eu, sincer, nu am făcut o monitorizare a frecvenței celor apariții acestor partide. Nu cred că ei sunt foarte puternic dezavantajați, cred că în știri apar. Da, așa și spunea și doamna director, Strătan. Eu înțeleg că ei doresc un lucru care pe mine, de exemplu, mă cam deranjează. Ei vor să aibă o oră la dispoziție și pe parcursul acestei ore să spună ce doresc, fără a fi întrerupți, să critice și ei au doi dușmani. Acum, mai nou, înainte l-aveau doar pe domnul Plahotniuc. De ceva timp, deoarece socialiștii nu vor să meargă cu ei la protest, așa cum au făcut-o anterior, și domnul Dodon devine un adversar în care lovesc cu îndrăjire. Și iată, ei vor o oră la televiziunea publică să-și verse năduful într-un fel și pe săptămână, o oră pe săptămână, să-i bălăcărească pe dușmanii lor. Asta în condițiile în care totuși nu putem spune că nu au pârghii prin intermediul cărora să-și transmită mesajul. Totuși, Jurnal TV este un canal, din punctul meu de vedere, apropiat platformei DAS, care lucrează braț la braț cu acest partid, și TV8 este o televiziune care, în mod clar, susține cealaltă formațiune din cadrul acestei din cadrul acestui tandem care a organizat protestele. Din această cauză, mi se pare că această solicitare este cam excesivă, dar nu eu trebuie să iau această decizie.
televiziunea publică este condusă, coordonată de un organ colectiv, Consiliul de Observatori, care, în ultima instanță, trebuie să decidă și să pronunțe asupra utilității organizării unui fel de emisiuni de tipul ora opoziției, pentru că bănuiesc că e asta, ora opoziției, dar să nu fie toată opoziția prezentă da, acolo. Asta și-i întrebat. Da, numai de ce numai lor? Da. Și din această cauză, eu cred că este cam... Televiziunea publică poate să facă așa ceva, dar ea va fi obligată să invite toată opoziția și nu doar cea de dreapta, dar și cea de stânga. Din această cauză, eu cred că această solicitare, dacă o luăm așa la bani mărunți, atunci va trebui să fie încă prelucrată, gândită și nu va fi chiar simplu să fie satisfăcută. Dar dacă va fi satisfăcută, evident că va fi satisfăcută într-un alt format decât cel pe care îl solicită opozanții de dreapta. Domnule Bedinski, eu în calitate de cetățean mi-am creat impresia pe parcursul zilei de ieri că mesajul celor care au ieșit în stradă a fost unul destul de confuz. Nu s-a ajuns la un numitor comun? Nu s-a coordonat? Sau este o impresie subiectivă? Știți cum? Într-o familie și da, fiecare are părerile sale. Dar când este o gloată mare de oameni, ei au venit... Mă refer și la lideri, inclusiv, nu doar la gloată. În fiecare din ei încearcă să-și pui poziție și când o să fie în momentul că decisiv trebuie să candideze, ei și între ei să se vor certa și scandaluri vor apărea. Poate ele nu vor fi atât de publice, poate ele nu vor fi, dar divizarea între ei va fi și acum, la moment, ei sunt menținuți doar de unele și aceleași scopuri să ajungă în Parlament. Nu, ei nu speră că o să iei majoritatea în Parlament, ei înțeleg că vor fi o parte din Parlament. Asta e situația, că ultimele sondaje arată că Partidul Socialiștilor sunt în majoritate, de anume din acest considerent ei își bat împotriva noastră ca să iei la noi electoral. Ei înțeleg că Partidul Democrat, cei ce e lor 5-6%, ei au să le iei și respectiv mai mult se dezbază de la dânsă imposibil. Din contră, democrație încearcă iarăși să bate la noi. Și de ce se vede o conlucrare foarte activă între PD și aceste partide, decât la faptul că mesajele erau mai mult precum că împotriva Plahotniuc, dar de fapt majoritatea cazurilor băteau anume în Dodon, sunt tehnici de a atrage atenție și respectiv când te opui unei persoane cu o autoritate mare, dar cea mai mare autoritate acum are în Republică președintele, e și logic, vrei să atragi imaginea asupra ta. Sunt, adică, modificarea sistemului electoral îi deranjează? Nu îi deranjează, absolut. Pe ei nu-i deranjează, dar... Ei, ceva vreme în urmă, dacă ne aducem aminte, făceau această declarație, da, că vreau ei schimbarea sistemului electoral și acum este paradoxul că tot ei strigă că nu este uitați, ok. E bine să faci imagine, să faci gălăgie din nimic, pentru ca să atragi iarăși în plus... atrage atenția asupra. Dar noi, din punctul nostru de vedere, noi am venit cu un mesaj foarte clar în anul 2013-2014 și chiar în 2011 a fost acest mesaj, dar era cât de cât, așa știți, de-abia se începea a gândi la schimbarea sistemului. Dar când am venit în platforma electorală a noastră în 2014, era inclus expres că noi vrem să schimbăm sistemul și anume în mixt. Din calculele care le-am făcut noi pentru partide pro-stângă, aceasta este convenabil. Să vină anume astfel partide, adică prin sistemul mixt. Poate undeva ei într-adevăr, partidele de dreapta și-au făcut careva analize și au înțeles că ei nu au suficienți lideri în teritoriu și încearcă să atragă imaginea doar asupra unei persoane, care tot Facebook-ul e plin și datorită la aceasta să meargă cu dânsi încă 10-15 oameni. Altfel, ei trebuie să se promoveze pe toți în teritoriu. Aceste persoane trebuie să facă cât de cât în teritoriu. Trebuie să aibă careva influență. Dar să vedem din ceilalți lideri care au fost în partidele de dreapta. Nu vreau să le numesc. Sunt 1, 2, 3 oameni de bază care mergeau pe listă, în rest, ceilalți nu știe nimeni de ei.
Și asta e situația care ei vor să continue. Noi suntem de părere că trebuie să dăm posibilitate atât partidilor să dezvolte mai departe, dar cât și liderilor din teritoriu. Mesajul care vine de la cetățeni, mesajul care vine de la persoanele care au zi de zi întâlniri cu alegătorii, pentru noi este foarte important, deoarece noi avem această legătură continuă între toate, adică de la organizație primară până la Consiliul Republican. Deci noi mergem pe această cale, ca sistemul urmează să fie anume așa cum a fost adoptat prin modificarea legii codului electoral. Domnule Ciurea, sistemul electoral mixt, asta îi deranjează pe cei care au ieșit în stradă? Eu cred că îi deranjează în măsura în care ideea sau legea schimbării sistemului electoral a fost un motiv pentru ei ca să critice actuala guvernare și vedem că opoziția, actualmente opoziția de dreapta, este în criză de subiecte. Ei au rămas să identifice ceva. Și din această cauză subiectul schimbării sistemului electoral este poate chiar singurul care mai are o anumită actualitate. Ei pot să marșeze pe acest subiect. Publicul ține minte de recenta schimbare a sistemului electoral și o parte din electoratul moldovenesc poate să susțină o asemenea chemare la schimbarea sistemului electoral. Alte lozinci pe care le-au avut anterior cu miliardul mai este actual, dar deja devine devine obositor cu dizolvarea parlamentului. Da, dar vedeți că noi ne apropiem de alegeri parlamentare. Nu are rost să dizolv parlamentul și să organizeze alegeri anticipate, condițiile în care în curând vom avea alegeri în termen. Deci toate celelalte slogane, chemări, revendicări ale opoziției deja au căzut în desuetudine, s-au învechit și au rămas câteva, poate chiar unul, un singur subiect. Ei mai vorbesc despre niște persecuții politice pe care, urmează încă să le probeze. Vorbesc despre schimbarea sistemului electoral și au inventat subiectul Moldova 1, pretextând că nu dispun de canale de promovare a propriei imagini. Deci, în fond, eu îi înțeleg pe acești opozanți de dreapta. Este un subiect pentru ei foarte important și ei îl vor folosi cu încăpățânare, cu îndârjire, cu perseverență pe parcursul perioadei următoare pentru a acumula puncte electorale. Pentru a marca. Dar unde sunt celelalte partide extraparlamentare? Avem partide mai noi create, să nu le dau denumire. Avem un pic mai vechi care se situează undeva la mijloc pe arena politică. De fapt, eu cred că avem partide extraparlamentare de sorginte unionistă și ele, cred eu, totuși se află într-o anumită concurență cu aceste două partide care au organizat ieri protestele. Am văzut că pe subiectul mesajului unionist se dau lupte. În ultimul timp, declarațiile Maia Sandu au fost aspru criticate de către uniuniștii de la Chișinău și nu numai. Și cred că vor încerca în fel și chip aceste partide extraparlamentare unioniste să rupă o parte din electoratul de dreapta, în special cel care are o simpatie pentru ideea unirii, să-l rupă din pușculița, să zic, sau din fieful pasului și cu platforme, măsura în care acolo sunt unioniști. Deci, aceste partide sunt, ele există, ele se consolidează, se dă o bătălie între președinte Dodon și președinte de onoare al PUN-ului Traian Băsescu cu privire la cetățenii. De altfel, este interesant că și în Ucraina această bătălie, iată că tot începe să prindă contur. Saakashvili, lipsit de cetățenie, vrea să cucerească Kievul cu niște marșuri de protest și va acționa în judecată, sau îmi pare chiar a acționat în judecată președintele pentru faptul că, nu atât președintele, dar gestul de lipsire de cetățenie. Deci vedem că sunt anumite lupte care se conturează și care merg în paralel cu această
luptă destul de importantă pe care o poartă partidele de dreapta împotriva, pe de o parte, lui Plahotniuc și APD-ului și împotriva socialiștilor, cumva, din punctul meu de vedere, de o manieră destul de artificială, punându-i într-o oală. Deși aici este, ar fi desigur de discutat. Domnule Bedinski, aceste partide formează opoziția? Nu. Aceeași întrebare, unde sunt ceilalți? Asta și vreau să spun. Acestea sunt acele partide care la moment au un resurs destul de mare financiar, care își permit să organizeze populația, care își permit să adume lumea. Evident, apare întrebarea de bază, de unde sunt aceste finanțe, deoarece ele nu sunt de proveniență din Republica Moldova în majoritatea cazurilor și dacă spectrat fiscal și structurile și-ar da interes, eu cred că ar găsi. Dar trebuie să recunoaștem că aceste proteste sunt convenabile și actuale guvernări. Iarăși menționez faptul că, cum a spus și domnul Ciure, de fapt, foarte artificial, ei încearcă să lege Partidul Socialiștilor cu Partidul Democrat. E bine momentul în care noi am reușit să nu admitem alegerile sistemul uninominal, dar am insistat pe cel mixt. Ei, democrații, într-adevăr, era o situație foarte complicată în acel moment în Parlament cât s-a votat. Democrații au acceptat poziția noastră și, necătând la aceasta, ei oricum bat mai departe noi. Adică, dacă noi, după părerea lor, noi am fi într-o coaliție cu Partidul Democrat, noi ne-ar fi mult mai ușor. Eu cred că nu discuta nimeni astăzi candidatura ministrului apărării sau încă la vreo 3-4 miniștri minimum. Dar vedeți că problema e foarte mare. Concurența această politică între noi și PD se duce la maximum, din simplu considerând că o parte din electoratul nostru reprezintă, de fapt, și electoratul PD-ului. Evident, noi nu încercăm să luptăm pentru electoratul cei ce legat de dreapta, extremă dreaptă, cum sunt unioniștii, nu o să voteze ei niciodată împreună cu noi și respectiv noi cu ei. Legătura între, adică conflictul acesta, cum a fost numit, între Dodon și Băsescu, nu e vorba de un conflict. Este vorba de o poziție clară că la momentul când a fost obținut cetățenie, domnul Băsescu a evitat să prezinte anumite informații, ceea ce a servit temei juridic pentru a lipsi dumnealui de cetățenie. Prezintă toate documentele, evident va fi examinat adică problema cetățeniei pentru Republica Moldova, nu prezintă, părerea mea, că domnul Băsescu pentru Republica Moldova, nu văd eu unde ar putea el să dezvolte ideea unionismului mai mult de 10% la sfidă. E imposibil mai mult, pur și simplu. Acestea sunt persoanele care se revăd pe ei în România. În rest, celelalte persoane sunt persoane pro-Moldova, dintre care, da, sunt absolut, cineva este pro-est, cineva este pro-vest, n-are importanță, dar ce este legat de problema anume unionismul și de asta și cred că pentru doamna Sandu și Andrei Năstase Băsescu reprezintă probleme, din simplu considerat că el într-adevăr poate să iei o parte, nu mare, dar o parte din acei alegători care ar putea, dacă nu ar exista partidul unionist, ar putea să voteze pentru PAS sau pentru platformă, da. Domnule Cirea, acest protest, cel puțin potrivit datelor oficiale, s-a soldat cu 4 polițiști care au avut de suferit și cu un dosar penal. De ce s-au întâmplat aceste lucruri? Am citit cel puțin pe parcursul zilei de astăzi mai multe interpretări legate de acest automobil, ce urma sau a avut intenție să intre în mulțime și așa mai departe. Da, interpretările sunt diametral opuse. Dar din câte am înțeles, totuși, și acest lucru nu neagă nici organizatorii mitingului, microbuzul făcea loc, pe de o parte trebuia să transporte echipamentul sonor și în același timp făcea loc pentru mulțime, dar tocmai din cauza probabil lipsei de bun simț, lipsei de cuget a șoferului și a celor care erau în microbuz a atins, a lovit câțiva polițiști.
Eu cred că în aceste condiții trebuie să existe o anchetă serioasă și vinovații trebuie să fie pedepsiți. Sigur că nu poți pedepsi meeting-ul sau oamenii care au ieșit la protest, dar cei care s-au aflat în microbuz și au comis acest delict, din punctul meu de vedere, trebuie să fie trași la răspundere. În cazul în care se demonstrează că lucrurile s-au desfășurat anume așa cum am povestit eu, dar în fond există, eu n-am văzut imaginile, apropo, deși ele există pe site-uri, am să mă uit la ele, dar în ultima instanță va conta și vocea justiției. Ea trebuie să-și pună cuvântul. Protestele trebuie să fie organizate în țara noastră, ele reprezintă o modalitate pentru opoziție de a-și exprima punctul de vedere, dar sigur că aceste proteste nu trebuie să se soldeze cu violențe și cu victime, pentru că această cale duce direct spre destabilizare și Republica Moldova nu are nevoie de asemenea deznodământ. De ce totuși Moldova 1, în contextul în care până acum nu prea a fost acuzată de faptul că nu i s-a dat timp de antenă partidilor extraparlamentare? Da, eu cred că... Pornind de la Moldova faptul 1, că avem o televiziune publică care există din banii contribuabililor. Există poate aici din e banii logica. Contribuabililor. În fond, ultimele evaluări au fost pozitive, ceea ce privește felul în care acționează Moldova 1. Eu cred că suntem încă moștenitorii sau tributarii vechiului slogan leninist, atunci când faci o revoluție, trebuie să cucerești telegraful și poșta, până în condiții mai noi. Și calefrat. Da, Facebook-ul, da, Facebook-ul e cucerit de ei deja, el a fost cedat fără luptă de către alții și a rămas poșta. Nu are rost acum să cucerești calea ferată tot. Rămâne televiziunea, un loc în jurul căruia se dau lupte în continuare politice crâncene, chiar dacă au apărut și posturile comerciale, dar este, dacă vreți, o țintă simbolică. Eu nu cred, la modul serios, că această opoziție are nevoie de această oră, o oră pe săptămână la Moldova 1. Nu cred că ea are nevoie. Ea are nevoie să se cramponeze de această televiziune publică, să o înconjoare și să arate publicului că este o luptă cu miză mare această bătălie. Deși Moldova 1, din câte știu, nu mai este nici măcar televiziunea cu cel mai mare rating, cu cea mai mare audiență din Republica Moldova. Dar pentru opoziție este un loc simbolic unde ea trebuie să se afle și să lovească în putere. Din punctul lor de vedere, acesta este locul unde puterea este cumva concentrată acolo. Deci și Moldova 1 vrea să demonstreze în fel și chip că, din contra, puterea este din ce în ce mai pulverizată în zona aceea. Bun, eu își spun eu, da, mai practic. Domnule. Este o teritorie destul de mică, acolo unde concentrația camerelor poate fi majorată, respectiv o gradă nu e atât de mare, 100 de oameni acolo pot să-ți pară că sunt 1000 și anume din considerentul că era părerea mea că urma să fie mai mult populație. Da, chiar anticipați o întrebare de-a mea, raportat la număr. Eu am privit aceste secvențe care erau pe piața Marii Adunări, și respectiv era necesar să atrage atenția populației în alt loc unde este mult mai restrâns de pereți, este restrâns de forțele, nu poate să permite forțele poliției, vorbim și paza de stat care asigură securitatea televiziunii naționale, nu poate să permite să intre toată populația mai departe în studiouri și așa mai departe. Și respectiv această îmbulțală populației face de bine, sunt o parte din populație care într-adevăr, ei sunt revoluționari după natura lor. Cine n-ar fi la putere, ei oricum sunt împotrivă. Domnule Bedinschi, dar aceia sunt toți senatorii acestor partide? Nu, numai decât. A venit o parte din populație, cineva a venit pur și simplu, știți cum, păglăzit. E interesant că foarte multă lume a comentat și din tabere diferite, a spus că predominau oamenii de vârsta a treia. Cumva pensionare. A fost un miting al pensionarilor. Nu am fost atent. Nu, eu tot n-am atras atenție la aceasta, dar eu sunt ferm convins că a fost un moment în care urma să fie promovat, în orice caz, vizual,
anumite persoane care mâine, poi mâine, când o să avem eventuale alegeri sau anticipate, totuși încercăm să fie ele anticipate, măcar cu jumătate de an, dar înainte, ca aceste persoane să aibă un mesaj, ca aceste persoane de acum să fie publice și să poată fi promovate. Cel mai ușor să promovezi o persoană atunci când el este scandalagiu, atunci când el este în conflict cu sistemul și întotdeauna sunt nemulțumiți persoanele. Evident, acum, reșind din, iarăși mă întorc la sondaje, majoritatea populației este nemulțumit de actuală guvernare și aceasta este o majoritate extrem de mare. Pare mi se sunt vreo 10 sau 15% care sunt satisfăcuți, în rest 85% sunt nesatisfăcuți de situația în care noi ne aflăm și de aceea ai posibilitatea să atragi foarte mult lume. De ce a venit doar atâtea persoane? Pentru mine este sau populația s-a suturat de acum, nu mai are încredere în nimeni. Sau eu nu știu cum să găsesc alte explicații de ce moldovenii noștri nu mai ies la proteste. E un eșec al organizatorilor? Indiferent, susținătorii partidelor de stânga sau noi pe data de 24 tot facem un meeting de protest. Ele vor fi câteva prin Republică, dar noi o facem cu un scop bine știut, bine cunoscut și anunțat din timp că referendumul care urma să fie organizat prin decretul președintelui, el de către Curtea Constituțională a fost recunoscut neconstituțional, ceea ce pentru mine este, eu nu știu, o absurditate. Dreptul oricărei persoane de a-și expune poziția sa este de bază. Noi pretindem că suntem un stat de drept, respectiv trebuie să stăm voi, populația să decide ei asupra anumitor probleme, mai ales că era un referendum consultativ. Și, în general, părerea mea, Curtea Constituțională, cam la noi, e un pic razna. Ei au pierdut tot imaginea care trebuie să o aibă Curtea Constituțională și cine va veni în locul lor, le-a fi foarte greu să demonstreze încă o dată că Curtea Constituțională este într-adevăr un organ care, nu spun așa, să vezi tărești. Și asupra atâtor momente s-au expus, la părerea mea, că cât de cât am citit și eu dreptul și să te expui asupra acestor situații care nu este de competență Curții Constituționale, nu vreau să întreb acum. La părerea mea este un abuz din partea lor. Dar să revenim înapoi la protest, eu de pildă înțeleg așa, dacă ceea ce a spus și domnul Ciurea, televiziunea a rămas unică, nu sunt de acord, este guvernul. Dacă ei sunt împotriva lui Plăhătniuc, înseamnă că ei trebuie să duc la GBC. Iată, asta vreau să-l întreb. De ce nu au mers la Partidul Democrat? De ce ei nu au mers la televiziunile este? Cu atât mai mult că noi avem precedent când protestatarii au mers. Dar este altă situație când lor le este, și noi ați menționat astăzi, le este oferit posibilitatea de a avea o imagine, de a-și prezenta poziția sa și sunt invitați la televiziune și ei neagă aceste invitații, e altă. Eu înțeleg când eu sunt persoana non-grată la câteva televiziuni de la Plăhătniuc, din holding, din acest holding, pur și simplu m-am balotat pe lista Partidului Socialiștilor și din acel moment nu mai sunt invitat la aceste televiziuni, măcar că până atunci de 2-3 ori pe săptămână eram acolo, dar în situația când voi, jurnaliștii, îi invită și ei renunță la aceste invitații, eu cred că asta este o greșeală din partea lor. Da, domnul Ciurea, de ce nu sediu pe LDM? Iată, spunea și domnul Lebedenski. De ce nu? De ce nu sediu PD? Cer scuze. La sediul PD-ului, bun, în primul rând că acolo nu prea este loc. Așa, chiar dacă ei nu sunt foarte mulți, dar acolo este destul de îngust și mai este și casa ofițerilor. Păi din ceea ce ni se spune nouă, domnul Plahotniuc era vizat în mod direct. Poate logic ar fi fost să meargă acolo. Bun, eu cred că aici deja trebuiau să aibă loc niște discuții, la urmă urmei neoficiale, între liderii mișcării protestatare și eventual Partidul Democrat, autoritățile publice, adică mie mi se pare de bon ton în cazul în care protestezi să ataci sau să protestezi potriva instituțiilor publice, să nu ataci persoanele particulare. Mai ales că atunci când a fost atacat clădirea în care locuia
domnul Plahotniuc da. Și holdingul da. Ăsta, Global Business Center, atunci el nici măcar am impresia nu era președinte de partid, deci era pur și simplu o persoană mai mult sau mai pur și simplu, sigur, în ghilimele privată, dar nu avea un statut public. Deci relația pe care o are opoziția este cu statul, cu instituțiile publice, în măsura în care domnul Plahotniuc reflectă aceste instituții publice, el poate fi, sigur, ținta unor atacuri, dar el, aceste atacuri oricum trebuie să țintească instituții publice. Să ataci sediul unui partid, să protesteze în fața lui, bun, nu știu în ce măsură asta este eficient, care este ideea care ar sta în spatele. Eu am spus că partidele de dreapta văd că se află într-o criză de idei. Ei nu au produs acum doar o singură idee nouă, e vorba de televiziunea publică și din această cauză au mers împotriva televiziunii. Dacă ar fi avut o idee mai clară cu privire la oligarhul Plahotniuc, ceva nou, nu doar ceea ce am auzit la nesfârșit, pentru că vedem în cele din urmă această idee și luptă obsesivă doar cu Plahotniuc sau cu sistemul Plahotniuc, vedem la ce a condus. Din ce în ce mai puțin oameni ies la protest. Deci, din punctul meu de vedere, opoziția are nevoie de mai multă creativitate și ei înțeleg acest lucru și trebuie să genereze idei noi pe care să le capitalizeze ulterior. Ideea de a ataca GBS-ul, partidul, nu știu, publica, mi se par ineficiente din punct de vedere politic și nu va atrage susținerea populației, pentru că la un moment dat lumea o să înțeleagă că ăștia pot la un moment dat să meargă împotriva unor clădiri, unor case de locuit, unor business-uri, unor afaceri. Domnule Ciurea, da. Data de 24 se arată a fi interesantă. Spunea domnul Lebedinski că Partidul Socialiștilor organizează și în teritoriu anumite manifestări, dar și aceste partide spuneau că oferă răgați timp de o săptămână ca să le fie revindicate aceste drepturi. Asta ar însemna că să li se acorde timp de antenă la postul public de televiziune și să fie anulat, așa înțeleg eu cel puțin, această lege cu privire la sistemul electoral. Evident că aceste lucruri nu se vor întâmpla peste noapte. Înseamnă că vom avea un nou protest? Păi să-l facă. Eu văd că dacă ei sunt dispuși să organizeze noi proteste, n-au decât. Pentru că sunt de acord cu dumneavoastră, da. nu reușește puterea și nici nu se va grăbi, probabil, să examineze toate doleanțele lor, care nu sunt foarte multe, dar care sunt de discutat și nu toată lumea e de acord cu aceste doleanțe. Deci eu cred că prin faptul că ei au anunțat un nou protest, am impresia că peste o săptămână, da? Pentru data de 24. Dacă nu, ei intră cu dumneavoastră în conflict. Asta vă spun. Alun pentru asta și se face. Da, creează probleme socialiștilor, intră pe terenul lor și bun, aici deja va fi o dispută între opoziție, o luptă internă între opoziția de dreapta și luptă care va încerca, ambele vor încerca să-și transmită mesajele, dar ambele tabere de fapt se vor bruia reciproc și bun. Din punctul de vedere al puterii, asta va fi probabil bine. Da, asta e. Da. Eu într-adevăr, da. Știți, această luptă care e, eu nu înțeleg, eu chiar nu înțeleg de ce ar trebui să fie conflict între partidele de opoziție, necătând la faptul sunt de dreapta, extremă dreaptă sau centru sau de stângă sau extremă stângă. Noi, dacă vrem să luptăm, trebuie să luptăm toți împreună. Faptul că atunci când inițial conflict de la ce, el de fapt nu e conflict. Acesta a fost un motiv pentru care să divizăm stânga de dreapta, a fost când am uitat ce sărbătoare bisericească era, partidele dreapta au organizat aceste proteste și noi am spus foarte clar oamenii buni, dar să amânăm peste o săptămână să nu fie de sărbători religioase, chiar nu e corect atunci când majoritatea de populație care reprezintă circa 90% din populație sunt de religie ortodoxă, pleacă la biserică să se roage, noi atunci facem proteste. Asta e părerea noastră de la ce a început, dar acesta a fost un motiv pentru care noi îndemnăm să
meargă împreună cu noi, să scăpăm de regimul care este la moment. După aceasta, vedem, mergem la alegeri și care și cum să prezentăm. Pe noi foarte, foarte bine încearcă să ne folosească, adică cum încearcă, chiar le reușește guvernării să ne folosească. Aceste disensiuni, ele sunt minuscule. Evident că cineva și unii și alții încearcă să demonstreze cetățenilor că anume poziția pe care o reprezintă aceste partide este cea corectă și e unica soluție. Aceste conflicte ele durează de sute de ani și poate de mii și vor dura tot atâția ani. Dar noi trebuie să înțelegem că avem un scop unic. La moment este cel mai evident este, asta e referendumul de luna noiembrie, ce este legat de demitere primarului general de Chișinău. Și este un scop bun în care noi ar trebui să ne unim toate partidele ca să aducem o decizie care să fie convenabilă pentru cetățenii Chișinăului. Următoarea etapă, evident, iarăși o să ne disperseze. Este vorba de însăși alegerile primarului general. Iarăși o să înceapă conflicte. Și niciodată nu o să fie spunem, prieteni la cătăramă între partidele, indiferent de care, cele de dreapta sau cele de stângă, ele toate încearcă, toate au platforma lor și toate au viziunile sale asupra rezolvării anumitor situații. Noi sarcina să mergem înainte. Alături de PSRM au protestat și aceste partide acum o perioadă de timp, chiar un an și ceva. Atunci și analiștii politici veneau cu diferite viziuni. Că s-a găsit un numitor comun, s-a ajuns la un compromis. Asta a fost pentru o cale scurtă de timp? E logică, așa urma să fie, că la acel moment partidele de dreapta erau ferm convinse că reprezentantul lor va fi președintele Republicii Moldova. În momentul când domnul Dodon a reușit să obțină majoritatea voturilor în Republica Moldova, pentru ei aceasta a fost căsare în ochi. S-au supărat oamenii. Nu se supără, nu Dumnezeu cu dânsi, dar ei trebuie să înțeleagă că spre deosebire de, nu știți cum, unii copii din grădiniță care mi-a luat jucărie și gata, mai mult nu vorbesc cu ei, sunt oameni cu raționament care trebuie să înțeleagă viața continuă mai departe. Sunt perioade când tu pierzi, sunt perioade când tu câștigi. Eu cădut pe mâna lor. Da, tot din vina lor. Dar să câștigi. Nu, asta e situația, știți cum fiecare. Dar s-a dovedit că domnul Dodon a fost mai bine susținut de către populație. Și respectiv a fost mai credibil. Că dacă să luăm ratingurile care erau până la ultimul tur, știți cum situația era destul de șubredă. Dar lui a demonstrat, într-adevăr, prin comportamentul său, prin toate talk show-urile care au avut loc, a demonstrat populației că, într-adevăr, el este mai bun. Nu spune nimeni că peste 4 ani sau peste 8 ani de zile nu va fi schimbare și iarăși va veni la președinție Republicii cineva de dreapta sau poate vine iarăși altcineva de stânga. Da. Dați să vedem, dar nu este un temei pentru că să ne luptăm noi între noi și a treilea să câștige, dar a treilea e tot acela care ține acum tot la control. Domnul Ciurea, spunea ceva mai devreme despre subiectele care apar și care sunt mediatizate. Reapare în prim plan și publicarea raportului Kroll. Unde s-a pierdut între timp? Bun, noi am cam uitat de această temă. Bun, au fost și vacanța. S-a pomenit despre cazul miliardului furat în anumite contexte, în special puterii s-a reproșat că nu recuperează banii. Un ministru spunea că vom avea și un panou pe care vom avea o evidență. Probabil deocamdată nu prea au ce arăta pe acest panou. Din această cauză nu l-au plasat acolo în centrul Chișinăului. Noi suntem în așteptare, sigur, și vrem ca cel puțin o parte din acești bani să fie recuperați. N-am urmărit foarte atent dezbaterea pe această temă. Puterea, autoritățile publice pretind că o parte din acești bani au fost recuperați și nu este vorba doar de vânzarea activelor băncilor, dar și de alte sume. Dar sigur urmează, ar trebui să ne ofere o explicație mai clară și o cifră mai convingătoare a sumelor care sunt readuse în Chișinău. Până la proba contrarie, în Moldova,
trebuie să pornim de la ceea ce a spus bancherul nostru principal, domnul Cioclea. El a spus că va fi sume, o parte din sume, o parte importantă va fi recuperată. Trebuie să sperăm că acest lucru se va întâmpla. Eu aș încerca să nu fiu de acord cu poziția domnului Cioclea, într-adevăr, dar mai degrabă aș reveni la declarațiile care au fost făcute de domnul Chetraru, că ei știu foarte bine care este situația și acest raport Kroll pentru ei este o, cum a spus el, o biletristică. Despre primul raport. Da, da, despre primul. Și cred că și despre doilea fix aceeași situație. Ei, într-adevăr, au analitici foarte buni. Eu am avut posibilitatea să lucrez cu CNA-ul atât timp cât eram avocat. Într-adevăr, ai cu cine lucra, sunt băieți specialiști buni și ei situația o cunosc numai unicul moment. Trebuie să-l dai voie, dar nu o să-l dai voie nimeni să lucreze. În momentul când se va găsi vreun anchetator sau vreun lucrător operativ care va încerca să arăte adevărul care este, eu cred că el la două zile va fi stopat, dacă nu în același moment. Și de aceea eu nu am prea mare speranță că cu actuală guvernare vom avea cât de cât mișcare în descoperirea tragerii acestui furtul miliardului. Da, nu ne vor fi arătate că sume au venit în bancă, dar acestea sunt credite care, într-adevăr, business-ul lucrează, creditele au fost luate, acum aceste persoane se recreditează în alte bănci și respectiv restituie banii, în care bancă, nu mai spun că se recreditează, dar este o situație logică, dar în același timp, știți, îmi place modul în care pe noi ne prostesc. Nu, televiziunile toate ne arată că la noi în Republica Moldova este foarte bine, noi trăim foarte bine, dar cei ce legat de raportul Kroll, m-am gândit cu niște... Da. Asta e pentru guvernare de acum. Să nu creadă guvernare că lumea nu înțelege și nu vede. Eu m-am întâlnit recent, săptămâna trecută, da, cu niște persoane. Știți cum? Sunt persoane simple, persoane în vârstă. Și chiar stăteam așa într-o discuție, nu prea îndelungată, dar am discutat și ei singuri. Spuneți-vă, vă rog, dar pentru ce voi împingeți Kroll-ul ăsta? Pentru ce voi lăsați să duceți? Că să cheltuiți bani prima dată, că să cheltuiți bani a doua oară, nu ajungi că nu ne-au furat miliardul. Pentru ce voi dați banii aceștia? Doar tare, bineînțelegeți. Și sunt persoane care, într-adevăr, persoane gândesc, dar astfel de categorii de persoane la noi sunt foarte multe. Deci eu părerea mea personală că trebuie să stimulăm la moment oamenii să înțeleagă care este adevărul, trebuie să fie, fiecare să aibă posibilitatea să-și expună poziția și până la urma urmei cetățeanul să aleagă cu cine vrea să trăiască mai departe. Are șanse, are capacitatea această persoană care reprezintă. Nu poate fiecare din 3 milioane cât suntem noi cetățenii Republicii Moldova, nu putem fiecare noi să fim deputați sau să fim miniștri sau să conducem. Este o parte din populație care noi încredințăm să ne conducă. Și noi singuri trebuie să suportăm aceste consecințe care a făcut noi alegeri. Dacă noi astăzi am votat pentru un sac de macaroane și mâine s-au terminat sau el le-a umplut mușigaiul, noi suntem vinoviți doar pentru aceasta. Deci eu îndemn un singur lucru. Lasă lumea să gândească, să primească decizia și după aceasta nu să jălui că rău trăiesc. Domnule Ciurea, și în acest studio am discutat și nouă singură dată acea problemă la care vreau să revenim acum și să vedem dacă starea de lucruri oarecum s-a schimbat. Avem trei subiecti pe arena politică, vorbim de PPDA, PAS, PLDM. Putem pune în acest context un semn de egalitate între ei? Și tot aici vreau să întreb, de ce până la ora actuală sunt trei actori? Pentru că foarte multă lume vede unul întreg, da? Doar unul singur. E logică această rațiune? Sunt trei importanți. Sunt de acord că e mai curând o triadă, nu unul singur. Fiecare e cu propriile interese. Cel mai simplu scăpăm de PLDM, pentru că, din punctul de vedere al sondajelor, PLDM-ul
sau sondajele nu creditează acest partid cu un scor semnificativ și totuși vedem că PLDM-ul mai are acțiuni pe cont propriu. Asta înseamnă că nu au renunțat la ideea să se manifeste politic din plin. Recent au solicitat au spus PD-ului că dacă vreți să schimbați Constituția, atunci în afară de articolul cu integrarea europeană, mai schimbați și articolul 13 și băgați chestiunea cu limba română. Deci PLDM-ul vine cu anumite inițiative și asta înseamnă că au anumite ambiții politice care nu fac parte din ideea unității drepte. Deci ambiții pe cont propriu. Să-l citesc pe domnul Ghempu, credeți că mai au vreo oasă în mânică? PLDM-ul. Da. Eu cred că ei nu-l au, dar bănuiesc că ei nu știu despre asta și încearcă ultima șansă, pentru că, într-adevăr, vorbim despre ultima șansă a PLDM-ului. În cazul în care nu le reușește, ei poate vor avea ocazia să facă alianță. Fie cu PAS, fie cu platforma DA. Am văzut anterior că simpatiile lor se orientează înspre PAS, înspre Maia Sandu. Au susținut-o destul de insistent și clar în alegerile prezidențiale. Ceea ce înseamnă că din ăștia trei s-ar putea la un moment dat să rămână doi. Și nici de acum unul, nu vedeți, da? Și până la urmă va rămâne unul, să vedem. Numai nici unul din ei. Și asta, nu putem exclude nici asta, dar din punctul meu de vedere, între PAS și platforma, da, la un moment dat, până la alegeri, va trebui să se declanșeze un conflict, pentru că aceste două formațiuni își dispută întâietatea pe dreapta. Totuși, dreapta trebuie să fie reprezentată în Parlament. Acum s-a produs un accident. Dreapta, practic, lipsește. Este Partidul Liberal, dar cu un număr mic de deputați. Și PLDM-ul, da, și el, practic. Da, da, am senzația, iată, am senzația că ei lipsesc. Pentru ei, într-adevăr, lipsesc, dar sunt. Din punct de vedere numeric sunt. Dar ca idee, ca platformă, nu mă refer la platforma, dar dreapta trebuie să fie reprezentată. Ea acumulează aproximativ 30% din opțiunile electoratului și pentru acești 30% se va da o bătălie între, cred totuși, platforma DA și PAS. De aici și premizele pentru un conflict politic, nu neapărat un conflict al personalităților Năstase Sandu, dar un conflict politic care inevitabil va ciocni aceste două formațiuni și ele vor trebui să rezolve. Să nu spun conflict, va fi o criză în relațiile dintre aceste două formațiuni și ele vor trebui să rezolve această criză. Eu sunt convins că puterea va alimenta această criză în fel și chip, dar este și normal acest lucru. Și până la urmă, iată, în ce măsură platforma DA și PAS vor ști să gestioneze această criză și să construiască o unitate din multiple bărci, rămâne de văzut și asta va arăta în ce măsură dreapta este puternică la noi sau nu. Domnule Bedinski, în 30 secunde, puterea a luat în serios acest protest de ieri? Ce se va întâmpla pe data de 24? Se vor ciocni două tabere? Nu. Data de 24, noi în orice caz, nu avem de gând să facem careva provocări, este o măsură de a sesiza și a sensibiliza populația asupra faptului că drepturile lor constituționale de bază, care este de a vota și de a expune poziția, sunt încălcate către actuală guvernare și de a îndemna cetățenii să-și expună poziția sa. În care metod, de asta și noi facem acum în municipiul Chișinău, facem în Republică, pentru ca populația să fim iarăși mai aproape de cetățeni, să putem să aflăm care este miza fiecărui cetățen care ne va susține în acest protest și nu e vorba doar de susținătorii PSRM-ului care vor participa, dar de toți cetățenii, inclusiv și susținătorii acestor partide, de ce nu? Noi nu interzicem la nimeni să vină la aceste proteste, noi nu spunem că
doar provocătorii, da, aceștia care vor veni special ca să, nu știți cum, în gloată poate să întâmple orice, chiar și cum s-a menționat cu această persoană cu mijlocul de transport, noi singuri o să-i oprim aceste persoane care vor încălca ordinea publică. Dar acele persoane care vin să-și expună demn și democrat poziția sa, noi îi sunem pe toți și sunt invitați la aceste proteste. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost emisiunea Reflector Analytics, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de noi!